Salutare dragilor și bine ați venit la un nou vlog. După cum ați văzut în thumbnail, marele moment a sosit. Am trecut la o mașină electrică. Momentan nu este timpul pentru un brand new car, să faci acel unboxing așa de o mașină nouă, să-ți scoți toate acele lipiciuri, tot să fie câteva mile. Dar suntem la reprezentanța Nissan și vină mai aproape să-ți arăt ce achiziții am făcut noi azi în buget, pentru că asta a fost cel mai important. Ce achiziții? Asta? Nu. Asta? Nu. Asta? Revenim cu picioarele pe pământ, pentru că avem alte scopuri. Mileage mic, preț în buget, așa. Schimb de mașini, am dat-o pe cea noastră veche și o mică diferență de bani și am cumpărat 2018 Nissan Leaf. Gata, haideți că am preluat eu comanda, hai să începem cu fața. O luăm frumos, uite, toată fața este plină, nu mai e nevoie de grilă. Avem doar grila asta, mă rog, e plină aici, avem toate rombulețele astea mov, uite ce frumos să văd. E foarte interesantă treaba asta, mai avem jos aici doar o grilă pentru radiatorul, să iau un pic de aer pentru radiatorul, pentru aer condiționat. Farurile sunt foarte lungi și vin până pe aripă aici, cu semnătura asta, lumina de zi, foarte drăguță și asta. Avem niște proiectoare pentru ceață jos, cu lipul acesta drăguț, care se duce dintr-un cap în altul. Bun, acum trebuie să opresc mașina ca să pot să deschid portul de încărcare, să vi-l arăt. Două tipinge. Așa. N-am cheile. Două secunde, că îl desfac de aici. Așa. Dar bun. Se poate deschide și din telecomandă. Da, se doar poate deschide și din telecomandă, dar nu am eu. Am lăsat cheile în mașină ca să nu piuie, să facă urât. Avem așa, avem două porturi de încărcare. Asta este Type 2, care se încarcă la cele publice undeva la 4 ore jumate și acasă undeva la 12 ore. Ăsta la altul se numește Cea Demo. Și asta aici se încarcă într-o jumătate de oră 100%. Și de aici poți da curent și dacă ai instalație specială la casă, poți da curent la casă pentru o noapte întreagă din această priză. Bun. Haideți să trecem să vă arătăm și motorul, cum arată un motor electric, de fapt. Dați-vă aproape de mine aici. Bun. Avem aici cutiuța electrică, cutiuța cu minuni, ca să-i spunem așa. Am turbină, filtre de ulei, ambreiaj, nu, de fapt nu mai am nimica, că despre asta este vorba. La mașina electrică scapi de filtrul de ulei, filtrul de motorină, ambreiaj, cutie de viteze, ulei. Nu mai trebuie să schimbi ulei, nu mai trebuie să faci absolut nimic. Eu n-am ce să-i fac la asta decât îi umplu lichidul de parbriz care e aici și atât. Altceva nu am la ce să mai umplu. Cam asta este. Asta este motorul electric cu
cu planetarele care în vârjuțele și atât. Altceva nu mai, nu mai este nevoie de altceva. Bun. Haideți să mergem și pe lateral un pic. Avem niște roți P16, 215x55x16, cu gențile astea foarte frumoase, care nu au o zgârietură și sper să le păstrez și eu așa. Doamne ajută! Avem, bineînțeles, aici logo-ul Zero Emissions. Bun, mai departe avem geamul ăsta micuț aici, care eu am zis că e nefolositor, dar de fapt când iei curba, vezi bordura pe aici destul de bine de la volan. Pe aici se vede bordura exact pe unde trebuie să iei. Avem o semnalizare micuță aici pe oglindă. Aici avem asistență la unghiul mort. Avem un LED care se aprinde dacă avem mașină în unghiul mort. Pe mâneri, mânerile sunt cromate la ambele uși. Avem butonul de închis și de deschis, dar am cheile la mine. Două secunde. Trebuie să ai cheile în buzunar. Și decât vii și apeși pe buton și mașina s-a închis. Nu mai ai nevoie. Apeși pe buton și mașina se deschide. Simplu. Ușa din spate se deschide foarte larg. Ai loc destul să intri în spate. Din păcate nu acoperă pragurile de jos și va trebui să fii atent să nu te murdărești. Pe spate avem aceleași roate, nu mai arătăm. Vă mai aduceți aminte la ce mașini ați mai văzut stopurile astea? Seamănă cu cel de la Nissan Juke. Un pic, era să zic a little bit. Un pic seamănă de la Nissan Juke. Avem această aripioară care ajută la aerodinamica mașinii. Din păcate, este din plastic și trebuie să fii foarte atent cu ea să nu zgâri. Și mai avem lucruri din plastic pe aici. Avem difuzorul ăsta foarte frumos jos aici, ca la cu ochiul ăsta de pisică, ca la Formula 1. Mașina este foarte dreaptă pe dedesubt, nu mai avem nevoie de nicio denivelare, nimic, pentru că nu mai are cardan sau tobă de eșapament. Avem o codiță, așa îi place lui Sorina să-i zică, la ștergătorul de pe spate, codiță. Codița șterge și face treaba. Hai să vedem pe bagajul. Bun. Nu este exagerat de mare, dar nici exagerat de mic. Singura problemă la portbagaj, care mie nu prea, mă rog, mie nu-mi place, pe care toată lumea se cam vaită, că este adânc, este foarte adânc. Și dacă ai ceva foarte greu, trebuie să tragi mai întâi în sus și după aia să îl scoți afară. Nu este foarte plan ca să fie ușor de băgat sau ușor de scos, dar noi nu cărăm nimic greu cu ea, așa că este destul de ok. Nu are buton, din păcate. Se închide foarte bine. Avem senzor de parcare față și spate, plus cameră de dat înapoi. Asta se activează doar când o bag în mașalier și mi-apar dungile alea normale, ca la orice mașină. Verde, pentru că suntem verzi. Bun, haide să trecem și la interior. Ușa din spate se deschide foarte, aproape la 90 de grade. Locul din față vreau să spun că este reglat pentru mine, aproape un om, aproape 2 metri înălțime, 1,88. Haideți să vedem cum se stă și în spate. Având în vedere că e reclat scaunul pentru mine, nu pot să zic că e rău. Dau un pic cu genunchii, dacă îi apropii așa, dar în rest stă destul de bine aici. La cap mai am 4 degete, sunt eu cam înalt, dar în rest canapeaua este moale, confortabilă, este destul de frumos. Este ok. Nu o să stai niciodată în spate, acum dar așa ca idee. Oricum așa... tu nu vei sta acolo. Eu nu o să stau niciodată aici, dar v-am arătat că e destul de, pentru un om aproape de 2 metri, e destul de încăpătoare.
Și oricum mașina asta nu este făcută să fie confortabilă pentru drumuri lungi. Aceasta este o mașină de oraș. De oraș. Haideți și la interior. Aici avem un pic de furcă. Pe ușă avem așa, avem 4 geamuri electrice. Blocat geamuri, blocat uși. De aici reglăm oglinzile ca la orice mașină normal. Avem o boxă aici jos. Aici avem un loc pentru o sticlă mică, un buzunar mai micuț. Mi-aș plăcut niște buzunare mai mari, dar astea sunt cam micuțe. Sunt destul de bunicele, ca să zic așa. Aici. Bun, hai să vedem. Avem gură de aerisire pentru dezaburire sus. Aici gurile astea normale. Aici unde se și închid. Dar aici o și închis. Vedeți că nu mai are rotița aia jos aici. Dai de ăsta și o și închizi. Nu mai din ăsta. Mi se pare mai frumos fără nimic decât aerisirea așa. Aici avem trip reset-ul. De aici resetăm tripul. Jos aici avem, ăsta este, de aici se deschide portul de încărcare. De aici se oprește încărcarea, poți să-i dai off. De aici se oprește sunetul. Sunetul pe care face mașina electrică să atenționeze pietonii că vine ceva din spate, că ea fiind electrică nu se mai aude. Și de aici se opresc senzorii. De aici se reglează farurile. Este pe zero deocamdată, că nu e nevoie să ridicăm mai sus sau mai jos. Haideți să o pornim, să vedem cum se vede. Apăsăm frână și apăsăm pe buton. Și apare animația asta drăguță. Volanul îmi place că e teșit aici jos și nu ating cu picioarele. Avem stick-ul din dreapta doar cu ștergătoarele, cu ștergătorul din spate. Avem picătura cât de des să meargă, intermitentul. Tot ce este pe ăsta este doar pentru ștergătoare. Pe stânga avem faruri și semnalizarea, ca la orice mașină. Pe volan avem partea de pilot automat aici, toate butoanele cu răspuns și jos, răspunsul la telefon și comandă vocală. Pe stânga avem butoanele de navigat în meniu. Dacă se vede, dacă se observă, uite că dau. Și aici mi-arată bateria, temperatura la baterie. Aici capacitatea bateriei. Sus mi-arată altfel, alt model, cât la sută avem bateria. Și aici mi-arată ca un fel de ac, unde sus îți arată câtă putere folosești și jos când o lași la vale îți arată cât de mult îți bagă curent înapoi în baterie. Aici cam atâta. Vino pe partea asta la altă. Bun, la consola de în jumate. Aici jos avem o parte normală, ca la orice mașină. Avem încălzire, are o pompă de încălzire specială, aerul condiționat, aerul condiționat consumă un pic mai multă baterie, modurile de ventilație, s-o dai pe auto, ventilația e cel mai indicat. Aici o oprim, astea le știți cu toții, nu mai are rost să le mai explic. Bun, aici pe ecran avem așa. La meniu avem climatul, avem aici charge, avem aici stații de încărcat, foarte multe chestii. Energia utilizată până acum 0,5 minus 5 mile, 75 de mile estimate, mai avem 75 de mile de făcut până acum. Avem navigație, dar avem și CarPlay care se poate conecta la telefonul meu doar prin cablu. Din păcate. Uite-l, a intrat. Acesta este CarPlay-ul după telefonul meu. Cu hartă sau cu WhatsApp sau cu toate chestiile. Hai să vă arăt camera cum se vede. Când o băgăm în mașalier, se vede destul de bine, destul de bună calitatea. Bun, o să dăm înapoi pe neutru. Avem senzor de parcare, avem două moduri de condus.
După cum se vede aici, în ăsta de aici, avem D și B. Dacă o dai o dată în spate, intră pe D, care înseamnă doar drive normal, plus regenerare ușoară. Dacă o mai dau o dată, intră pe B, care tot înainte merge, doar că intră pe o regenerare mai agresivă un pic. Regenerează curentul mai agresiv. Asta e bun, B-ul e bun doar când te duci la munte și ai mult de coborât și de urcat, că salvează baterie. Cu B-ul când nu este indicat să mergi prin oraș prea mult. Pentru că nu poți să ai... nu poți să te duci lin. Dacă tu o lași pe B și iei piciorul după accelerație, te dă în nas. Și dacă tu vrei să te duci, să o lași pe liber să se ducă până la sensul giratoriu, nu e indicat să mergi pe B, doar pe D. O lăsăm pe D și mergem pe D frumos. Și cam atât. Hai să îi plecăm un pic. Hai să ne... cameramanul să-și pună centura. Imediat. Ai uitat să specifici da. Ce ne-a atras cel mai mult la această mașină. Și anume, certificatul bateriei. Da, păi certificatul bateriei se poate vedea până și în bord aici. Nu mai trebuie să scoți hârtia aia. Uite-l. Asta e capacitatea bateriei. Adică bateria este 100% sănătoasă. Asta înseamnă această linie. Când dunga asta va începe să scadă în jos, va trebui să... Asta înseamnă că nu mai este bateria 100% sănătoasă. Dar deocamdată bateria este 100% sănătoasă, mașina are doar 30.000 de mile. Este noi am luat-o la 29.000. Okay. Da, noi am luat-o la 29.000. Am mers ceva. Cine e curios de partea de încărcare, bateria ține o săptămână și jumătate. Asta, hai să ne punem în mișcare. Uite, nu se aude absolut nimic. Stai să mă asigură. Așa, pentru partea de încărcare, bateria ține undeva la o săptămână și jumătate. Dacă nu te dai la ea prea tare. Dacă pentru ce trebuie ție zilnic să te duci până la muncă, înapoi, la magazin, oriunde te duci, să duci copilul la școală, cine are copil, bateria te ține undeva la o săptămână și 3 zile. O săptămână și 3 zile și te costă 10 lire la încărcare lentă. Sau 13-14 lire la încărcare rapidă care se încarcă într-o 30 de minute. Eu am lăsat-o 4 ore la încărcare lentă și am impresia că la încărcare lentă bateria ține un pic mai mult decât dacă ai încărca-o la încărcare rapidă. Asta am sesizat eu. Altceva nu știu ce să mai zic. Avem cititor de are cititor de semne de circulație. Știe unde sunt camerele de luat vederi. Te anunță când e cameră de viteză. Am încărcat-o sâmbăta trecută. Am lăsat-o la slow charge 4 ore și un pic. Și astăzi este deja vineri și mai avem 49% baterie în condițiile în care am fost la muncă, după aia am fost să ridic și păstorina de la muncă, am fost și la magazine, ne-am plimbat. Adică n-am zis, bă, nu mă duc că să consumă bateria. Nu, m-am dus oriunde, uitați-vă și acum pe unde suntem. Și nu mi-e frică că, aoleu, să termină bateria și gata, nu mai... Nu. Că nu e ca la telefon, să scadă bateria și gata, moare mașina. Poziția la volan este un pic mai înaltă, având bateriile sub tine. Și zici că stai într-un crossover, așa, nu chiar SUV, dar într-un crossover. A fost... Nissan Leaf a fost cea mai vândută mașină electrică din 2018. Acum... Au luat fața cei de la Tesla. Tesla a început să vândă mai multe, dar nu la banii ăștia. Teslele sunt mai scumpe ca Nissan Leaf-ul. Și cam asta este mașinuța noastră. Acum noi sperăm avem... că vă place, sperăm că vă inspirăm să vă luați și voi o mașină electrică. Este foarte interesant de condus, e o experiență
interesantă, n-am mai... Mi se pare ciudat faptul că apăs pedala și nu mai vibrează nimic, nu se mai turează nimic. Doar pleacă mașina așa, zici că o împinge cineva. Noi am avut și ceva timp să o testăm, ne-am bucurat de ea din februarie, nu? De Dragobete am luat-o chiar. Da. Și am avut timp să o testăm, de aceea am lăsat vlogul acesta să venim cu impresia așa după o săptămână, după de fapt o lună testată. Și uite-ne azi că tot este bank holiday, că tot avem liber aici în UK, am zis că vremea este frumoasă, deoarece am mai avut o tentativă să facem vlogul acesta, dar vântul, vremea de afară a fost peste puterea microfonului nostru și n-am avut curaj să postez acel vlog. Dar uite că acum, după o lună, am venit cu impresii la cald despre această mașină de buget, o mașină cu sănătatea bateriei de 100% și o mașină de oraș pe care pe noi ne-a cucerit. O vânam de multă vreme, dar din cauza prețului nu am insistat să o cumpărăm, pentru că prioritățile noastre sunt altele. Dacă ne gândim la o mașină electrică, toată lumea se gândește prima dată la Tesla. Dar și, noi... Și nouă ne-ar fi plăcut o Tesla, dar nu ne încadram în buget. Așa că este da, ok nu e vorba aceasta. Doar de buget. E vorba că nu... De ce să dau atâția bani pe Tesla dacă nu rămân în țara asta și nu, și nu o să stau în țara asta pe forever? Da, ce asta e o altă iau? Problemă, dar nu asta. Am luat-o, pe asta. Da. Doar despre mașina electrică și ideea de prima mașină electrică. Da. Mileage mic, mașină de oraș și sănătate bateriei cât mai mare, dacă se poate 100%. Dragilor, cam acestea au fost impresiile noastre. Puteți să dați un like sau un subscribe, pentru că nu am mai filmat de ceva vreme și da, eu mă voi da jos. Hai să vedem cum se și aude, că nu am filmat treaba asta. Vrei să mă filmezi? Dar nu se poate, pentru că vreau să te filmez eu pe tine. Hai să dai puțin cu spatele, să vedeți de ce această mașină are nevoie de acel sunet special când este pe lângă trecători. Gata. Cam așa se aude, cam așa se prezintă și uitați cu sunetul. Da. Dacă vă place și vouă acest video, puteți să dați un like și nu uitați de butonul de subscribe. Pe mine mă găsiți mai mult pe Instagram, unde încerc să fiu la fel de activă cât, pe cât se poate. Gata, ne revedem în următorul video și la față și eu vă pup și ne vedem data viitoare. Pa!